Suntem împreună de 13 ani. Noi nu am stat niciodată să discutăm asupra repartizării rolurilor în familie. Tot conducem și mașina, ambii știm să gătim, ambii înțelegem cum să avem grijă de copii. Tocmai de aceea sarcinile astea gospodărești cumva migrează firesc între noi doi. Nu ne place la ambii să facem mâncare. Da, nu place să pregătim. Și pentru noi e un proces așa mai aparte. Într-adevăr, rutina zilnică nu-ți lasă puțin loc de comunicare. Practic, tocmai de aceea noi ținem foarte mult la cinele în familie. O unica regulă în casă, seara, să fim cu toții la masă și să discutăm ce am făcut, ce avem de făcut și ce planuri mai avem. În momentul în care simțim că unul dintre noi este supra-solicitat, celălalt încearcă să intervină, să echilibreze puțin situația. Clar, este foarte comod când unul preia toate sarcinile din casă, dar nu este corect. Și aceasta în timp poate să aducă la frustrări și la neînțelegeri. De ceva timp am renunțat să mai privim televizorul și telefonul, să privim în telefon și timp, dacă sincer, a devenit și mai mult. Ce recomand și altor părinți să facă? Unul șterge praful, celălalt dă cu aspiratorul sau spală pe jos, unul e responsabil de bucătărie, celălalt de băi. Am procurat niște gadgeturi din astea mai noi, ca să ne mai eliberăm și noi timp pentru a mai sta cu copiii. Ultima noastră achiziție, roboțelul ăsta, aspirator, suntem foarte, foarte fericiți că l-am luat. Ceea ce am văzut eu și în familia soțului și în familia mea, am văzut niște bărbați care se implică în treburile casnice. Pentru că aveam doi băieți, mi-aș dori să văd în ei, atunci când vor crește mari, niște bărbați care se implică în toate treburile casnice și sunt respectați pentru acest lucru și sunt apreciați pentru acest lucru.